Gary Oldman este actorul britanic remarcat la jumătatea anilor 80, adică la câțiva ani de la debutul în carieră, care debut și îl făcea în 1979 la doar 21 de ani. Văzut ca un actor divers care a avut drept modele alte personalități ale genului, Oldman a devenit cunoscut publicului, în special pentru interpretarea personajelor negative de o moralitate îndoielnică. Mai târziu a început să scrie scenarii, să regizeze și să producă filme, Neil by Mouse fiind, de exemplu, filmul al cărui scenariu a fost scris de britanic. Revenind la filmele în care actorul, născut la 21 martie 1958, a jucat, să mai amintim JFK, Dracula, Prietenii tăi, Al cincilea element, Îngeri de căzuți sau seria Harry Potter. Gary, care a primit roluri la Hollywood, este astăzi văzut de exigenții critici de specialitate precum cel mai bun actor de film al generației sale și tot britanicul apare pe scenă în diferite spectacole muzicale sau este invitatul unor posturi de radio pentru că Oldman este recunoscut și ca muzician. După chitară, alt instrument pe care îl folosește, omul de referință al generației sale de actori în Marea Britanie este cel numit ukulele. On me, on mine, and I prefer.